Mamă, frate, m-au banat pe Powerlink, ia fii atent. Mamă, am trăit să văd și pe asta. M-au banat pe Powerlink astăzi pentru 4 minute și 40 de secunde. Vai. Vai. M-au banat pe Powerlink. Am stat prea mult. Too many matches? Auzi, too many matches, pe bune? Și dacă vă uitați aici, ar fi a doua oară când m-a deconectat astăzi. Deci a doua oară, deci după două ori în care te deconectează, gen că n-a pus să banezi un brawler sau nu răspuns la timp, m-a banat. Deci ăsta este al doilea. Vedeți că astăzi nu mai am bani. Ieri am un... gen, mi-a ieșit din match acum 2 zile, acum 7 zile. Deci astăzi mi s-a întâmplat de fix o oră. Și a doua oară m-a banat pentru 4 minute. Nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă ar fost de 3 sau 4 ori, pentru cât timp ar bana. Mă, nu cred, pe bune. Pe bune. Am o slăbiciune pentru tine. Ești regina mea și na, că am luat bani pe Powerlink. Nu vine să cred. Am luat bani pe Powerlink. 3 minute. 3 minute cu distracție. Salutare vulpițelor și vulpișorilor și bine v-am regăsit la un nou minigame. În episodul de astăzi o să ne jucăm o Nita vs. nouă Abit. Nita are misiunea super grea de a-i omorâ pe ceilalți, pe Abit mai exact, cu ursul. Deci pe lângă că trebuie să-și facă ultimata pe ei, trebuie să-i și găsească pentru că aceștia, bineînțeles, o să fugă de Nita. Deci hai să vedem ce o să se întâmple. Nu uitați să vă abonați chiar acum, să apăsați pe subscribe, pentru că știu că mulți dintre voi vă uitați la aceste episoade și nu dați subscribe. Dați-l chiar acum ca să primiți notificări. Și like-ul, blană, comentariu. Instagramul meu este foxy.insta și TikTok-ul foxy.tiktok. Hai să vedem ce o să iasă. Aceasta este harta pe care o vedeți aici, deci este precum un labirint și foarte, foarte multe bușuri, deci Nita o să aibă o misiune foarte grea. Eu m-am pus cu Nita, deci eu trebuie să vă găsesc și eu trebuie să vă urmăresc. Mamă, ce e aici? Am și cutii! Mamă! O, scuze, stai! Trebuie să iau power-ul întâi și apoi o să vă caut. Mamă, am primit și o grămadă de cadouri. Uai, ce e aici? Uai, ce e aici? Na, bun. Și o să mă duc aici în mijloc. Ok. No, haideți să vă găsesc acum. Trebuie să-mi fac cursul pe voi. Opa! Am găsit pe cineva. Hai să vedem. Urs pe ei! Hai, ursule! Bate-i! Rupe-le fâșul! Hai să vedem. Deci voi nu aveți voie să dați în urs. Numai ursul în voi. Hai să vedem ce face ursul meu. Bate pe cineva sau săl? Ce amuzant e. O să fie super greu. Deci ursul nu bate cine știe ce. Eu îl urmăresc că îi țin spatele. Îi țin de 6. Mamă, cred că o bate pe Naomi. O bătut-o pe Naomi. Bun, hai că mai pot să pun iarăși ursul. Le-am schimbat aici. Super tare. Deci dacă vă place acest minigame, nu uitați să vă abonați și nu uitați să încercați și cu prietenii voștri.
Deci eu nu am voie să dau. Deci doar ursul meu poate să-i bată. Dă-le, ursulache, dă-le, dă-le. Așa, așa. Îți dau miere. Ce vrei tu de seară? Mă prinde-i. Uite, stai aici, ursule. Stai aici, vină după mine. Dă-i, dă-i, dă-i bucată, așa. Bine. Hai să vedem. Surpriză, schimb ursul. Mamă, ce-i bate ursul meu. Ce drăguțul de el, vrea miere. Mamă, super tare. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Haideți încă o dată, tot așa. Ați priceput, trebuie să vă puneți cu 8-bit. Eu o să fiu cu ursulache și ursulache o să ne ajute să-i batem pe restul. Tot acest minigame sau altul, tot ăsta, încă o dată. De fapt, acest game mod se numește Hide and Seek cu Nita. Deci, practic, Nita îi caută pe toți și bate bine. Bine, nu ea personal, ci își pune ursul, ajutorul de nădejde, să-i facă treaba murdară. În schimb, îi promite miere, bineînțeles. E să dăm încă un match, ca să mai vedem încă unul demonstrativ. Mie mi-a plăcut foarte tare și... Da, cred că o să mai jucăm acest minigame împreună. Super tare, super tare. Haide, Cosmine. Este harta lui Cosmin, a abonatului nostru. Nu știu ce ne tot scrie. Stai lângă mine să-ți faci ursul și pune ursul mai în spate. Ok. Haide. Sper să nu mor prima. Abonații noștri, vulpițele și vulpișorii care sunt aici în meci, ei speră din suflet ca ursuleți nostru drag și scump să nu-i prindă. Să nu fie ei primii eliminați, prinși de urs. Hai să vedem, mulțumesc pentru cadouri, sunteți foarte drăguți. O să-mi pun ursul pe voi cu cea mai mare plăcere. Hai să intrăm aici sus și să-mi fac pe cineva ultimata. Să fac cu viața, oare? Bun. Trebuie să mai găsesc pe cineva, că încă nu mi-am făcut ursulețul. Pe unde sunteți? Pe unde sunteți? Trebuie să vă găsesc. Unde v-ați ascuns? Vin eu după voi. Gata, am găsit pe cineva și acum o să-mi pun ursul. Ursule, pe ei! Pe ei, ursul. Fii puternicos acolo? Primul luat la ochi este Antonio, care fuge, 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 e frică, fuge, n-are ce să facă. Hai, ursule! Dă-i și cu stânga și cu dreapta, promit că-ți dau miere de seară. Dacă îl bați, toborcanul. Eu uite, coal spor parcă dă ursulețul. Așa, ce nume să-i pun eu la ursulețul meu? Ia ziceți. Ziceți acolo un nume, cum să-l botezez. Îi dau numele, mă gândesc, încă nu știu exact ce nume să-i dau. Mamă, o pornit iară la atac. Hai, ursule, aici sunt. Dă-le, mamă, i-o prins acolo. Mărtinică, miere. Mi s-a închis chat-ul, din păcate. În momentul în care filmez acest episod, sunt pe live, pe primul link din descriere. Vă aștept aici dacă vreți să fiți cu mine pe live-uri și să ne jucăm toate aceste minigame-uri împreună. N-am apucat decât să văd Mărtinică. No, Mărtinic al nostru, de la Joale, bine, că își dorește miere, uci bate.
Eu ce-i bate, mă, pe Mărtinică? Mărtinică-i bate pe toți, mă. El e șmecher. Bine, Mărtinică, borcanul cu miere e al tău. Foarte, foarte, foarte tare acest minigame. Deci, nu uitați să vă abonați dacă vreți să vă jucați și voi pe viitor, să fiți cu mine pe live-uri, pe primul link din descriere, pentru că aici mă joc aceste minigame-uri. Instagram-ul meu este foxy.insta și TikTok-ul meu foxy.tiktok. Vă pup și să aveți o zi minunată ca și voi, nu uitați să încercați și voi asta cu prietenii voștri. Pa, pa!